Și în acest an, cu ocazia hramului orașului Chișinău, am hrămuit, chefuit și veselit. Petrecerea s-a desfășurat ca de obicei în Piața Marii Adunări Naționale și nici frigul, nici ploaia nu a reușit să țină moldoveanul departe de chef. Mie, sincer, mi-e cald, chiar dacă afară e destul de frig și plouă, am gândat și pe timp mai friguros, am gândat la Chișinău și pe minus 30 de grade. Am fost atât de fericită să văd atâția oameni dansând, să arunce umbrelele cât colo. Nu, dar și cafura și tot, nu mai deranjează nimic. Toți plouă de aghine. Dacă chișinăuienii au venit încălziți de acasă, atunci vedetele noastre se jură că se încălzesc doar dansând și chiuind. Vinișor n-am avut, deși aș bea cu mare plăcere acum un tulburel, că tot e sezonul. Nu beau ceva de alcool, să mă încălzesc un pic. Мне за руль садиться, поэтому сложно. Я бы с удовольствием немножечко вина хорошего бы выпил, но не имею права. Deja am sărbătorit, a fost speția, am mâncat plăcinte, am mâncat mămăliguțe. De 576 de ani creștem, ne modernizăm și tindem să devenim o capitală europeană, nu numai ca poziție geografică, dar și ca dezvoltare. Parcă totuși ceva ne lipsește. Nu are metrou. Nu are drumuri. Poate poluarea pe care o are București nu are Chișinăul. Most be Disneyland. Și totuși e frumos acest colțișor verde căruia îi dorim la mulți ani. Cu ziua orașului!